Salutare, dragi tovarăși, și bine v-am găsit la un nou episod aici de GTA 4, alături de gangsterul nostru Nicușor. Data trecută am filmat-o, pe aceea episodul anterior, pula mea, așa, am filmat episodul anterior acum vreo 3-4 ore până să-l postez. Deci n-am văzut ce mi-ați mai comentat, ce nume mi-ați mai sugerat să le dau și hai, bă, l-ai beat acolo în mijlocul drumului, really nigga. Stai un pic, independent să fim așa. Așa. Să avem și noi niște muzică mai de doamne așa și fără copyright. Bă, da, parcă sau de cam tare. Oricum o să încerc să vorbesc un pic mai tare, că mă auzeam încet în episodul anterior. Asta și că mi-a târnă microfonul, că l-am lipit cu scoci de căști. Și acum l-am pus mai aproape de gură, deci s-ar putea să îl scuip în draci până să încheie filmarea. Nu știu, bă, chit că e duminică seara. Știți, vă, cel mai trist moment al săptămânii, cum îi spun eu. Bă, nu-s deloc trist, adică, nu știu, pentru mine săptămâna asta a fost super faină. Acum, dacă vă întrebați de ce, nu știu, nu cred că e momentul să zic acum. Niște treburi mai personale care chiar mi-au plăcut. În fine, hai să ne revenim la gameplay-ul nostru, deci să mergem acum la Futake, cum i-am spus acum vreo 4 ore, 5 când am filmat episodul acela. Sau probabil vreo săptămână până când îl postez. A, mi-amintesc când am zburat acolo cu mașina direct în gârlă. A, ce vremuri, parcă s-ar fi întâmplat în astăzi. Trebuie să vă zic, de parcă ai fost ieri, dar mă rog. Hai, deci, ce misiune ne dă aici la Futake? Hai, batem frumos la... Are suneria al dracu. La mine asta, dacă îți pui sonere la poartă, vin țiganii și îți sună toată noaptea. Hello. Hello. Is Mikael home? No, he's out. He's out. S-a dus la curve, e clar. Dar ce dracu înframează? Stați un pic, că văd că... Ok, și-ar venit. Nu înțeleg de ce înframa jocul. Habar n-am ce căcat-o avea. Hai, dă-mi coace bolidul ăla pe ăsta să-l dau mai așa. Nu merge să-l împing? Sper că nu merge să împingi mașinile GTA 4. Hai, dă-mi coace monstrulețul ăsta. Ce dracu-i radioul ăsta, trăi var copiii să vă trăiască. Independence FM. Hai să dăm. Am mai adăugat niște muzicuță totuși așa, care știu sigur că n-are copyright. Și iar... Bă, ce dracu framează așa. Cred că îmi face... Dă momente în care să frameze. O fi din cauza că am lăsat Chrome în bară pornit. Dar cât dracu să... De fapt, stai mă, că am lăsat vreo 5-6 taburi pornite la Chrome și cred că de asta mănâncă tot RAM-ul. Ia stați un pic. Așa, bun, hai că pare să se miște mai bine. Aveam vreo 5-6 taburi deschise numai din YouTube, încă câteva Facebook și astea. Și era tot RAM-ul mâncat. Că n-am Windows pe 32 și nu citește tot ce e 8 giga. Hai că măcar nu mai framează. Mă, ce bine se mișcă acum. Acum îmi vine să filmez GTA 4 așa de dracu cum se mișcă. Cu tot cu filmarea pornită. Cât ador PC-ul ăsta nou. Dar tot mai trebuie să bag în el. Neapărat Windows-ul la 64 și un har mai mare și eventual monitor. Hai mă, nu schimbați toată melodia să... Hai mă, nu se mai bagă o altă muzică pe fundal să vă arăt ce am mai adăugat. Hai mă, tot din asta pe care o știți. Că zi, am mai băgat eu niște muzicuțe în telefon, în radio, la joc și... Cred că știu misiunea asta când jucam GTA 4 la așa, de plăcere. Aici mi se pare că e explozibil. Nu? Da, e cu exploziv, uitați aici. Acum e o cartienti și trebuie să duc la garaj. Bă, dai mult totuși până... Ai, tă, viața mea cât trebuie să conduc.
ca și să-mi luați pula în bot. Stau față în față cu destinul, văd o catastrofă. O să ne trâng cu camionul ăsta. Acum, cum ne plimbăm așa, trebuia să-i fost cu tirul ăsta, dar undeva pe un câmp. Și să a sunat așa muzicuță country sau ceva tot așa, gen chitară clasică, acustică sau ce se zice, gen aia de la Metallica, Mama Said. Și să fie auzit Let my heart go. Poate fac accident și în bubuie ăsta. Hai că avem drum drept să ajungem mai repede. Măcar avem muzică pe fundal și îmi pot permite să tac un pic ca să nu fac clipul prea plictisitor. Mă, cine spate s-a dat imagine. Mă, da, seamănă o leacă cu New York, în caz că nu știați, Vice ăsta, Vice City, nu Vice City. Liberty City e făcut după New York. Undeva pe acolo, să fie, cred că ăla să fie Empire State Building sau nu știu, că altă clădire mai înaltă nu văd. Turnurile gemene, ce dracu să caute, habar n-am. Vice City e făcut după Miami și Los Santosul e făcut după Los Angeles. Bine, mai e și San Francisco, San Fierro, cum se mai cheamă, Los Venturas. Zi, Los Venturas, Las Vegas și Vice City-ul e Miami, mi se pare. Și vedem ce jocuri să... ce orașe s-or mai adăuga în viitoarele GTA-uri și o să mai apară. Într-adevăr, jocul ăsta GTA, franciza GTA este foarte veche, adică ne sună și bulangiul ăsta de mitică. Du-te, dracu. Bun. Ce vreau să zic? E o franciză, ca să zic așa, foarte veche aceasta de jocuri, din jocurile Grand Theft Auto sau cum ne prea să zicem GTA. Sper că primul i-a apărut undeva prin... nu știu, 92, dar nu e de prea mult 92 sau cine știe. Știu că era pentru console, apoi a apărut GTA 2 pe care cunosc destul de mulți oameni care l-au jucat și ies de seamă cu mine. Nu știu, cunosc destul de multă lume care a jucat și GTA 2 și eu nu prea am copilării cu GTA-uri. Mulți au crescut cu GTA, eu am crescut mai mult cu Counter-Strike. Nu știu, așa a fost la mine. Bine, probabil că la noi la români, na, multora le place GTA-ul pentru că poți să furi mașini, să te plimbi mult și să bagi coade, nu să faci misiuni. Dacă e cu misiunile și astea, na. Că dacă le-ai răsut așa jocuri de genul cum ar fi Mafia. A, n-am pus bomba. Stai, mă, nu mai am căciula. Hai, bă, nu mai am căciula aia de rus. Fugi, Nico! Nicușoare! Și... BOOM! Ce-o bubuit acolo. Ma, ce mișto se vede! Allah Akbar! Trebuia să fi strigat pe fundal atunci. Eh, am avut puțin. Get out of the area. Ochelarii mai am? Măcar îi mai am pe aia. Că căciula nu mai am. Deci trebuie să plec din zona aia, ok. Gat, hai că am scăpat. Ai obosit, Nicușoare? Las că-ți trece, dă-te în pizda, mădi. Hai că-l sunăm acum pe Futache. Hai mă, urcă. Parcă Blista se chema duba asta, nu? Sau mă înșel? Perennial, ce pula mea radioul ăsta? A, aici e bun. Tot ecoi pe fundal. Bă, da, misiuni n-avem. Se pare că nu. Hai să mergem aici la cafe internet. Merg pe contrasens, mă, cam doar în cur. Ne sună român. Mitică. Aia că ne-a dat aici misiune. Bă. Da, mă, așa. Hai să vedem ce o vrea aici.
Ce căcat toți clipoții așa, nu știu. Bun, hai să mă pun pe drumul ăsta. Mesaj de la Dumitru. Read, option, call. Nu o să atent ce zice, dar mă învățat să procedez așa. În America nu scap de taxe nici să te omori. Și n-ai băuri fi alea din apă de acolo, nu pot să-mi dau seama. În fine, East Broke Bridge. Ma, da, nu prea seamănă, deci nu știu. Aspect așa, când treci pe aici, deci sunt locuri din GTA 3 pe care nu le găsești aici. Sau probabil n-am ajuns eu să le găsesc. În GTA 5, în schimb, sunt locuri din Los Santos care apară San Andreas și le găsești în GTA 5. Mă rog, văd că am primit și mesaj pe aici pe un grup pe WhatsApp. Bla bla bla. Nici nu stau să mă uit. Ora 19 și 13 minute. Dacă era și 23 minute, era anul rapidului 1923. Sau un cult, ce mama naibii, primul titlu 1967. Încerc să mă lau subtil că știu și o puțină istorie. Singura istorie pe care o știu este de la o echipă sportivă. Motiv mare să mă lau, nu? Pe aici? Hai pe aici. Bă, totuși parcă se potrivește melodia asta cu atmosfera pe fundal. Dar e frumos, Seco n-avea mai mult de 18 ani la când cânta melodia asta și cântă de joint-uri de din astea. Bine, nu cred că are legătură vârsta cu drogatul, cu joint-urile și astea. Adică, frate, când a deschis tata, a adus tata masă de biliar, mai veneau prunci de 10 ani. Bine, țigani, evident, puradei. Și cereau lui tata brichetă să-și aprindă ei țigările și fumau prunci de 10-12 ani. Asta e România, n-ai ce să-i faci. Mai sunt alții care n-au nici certificate de naștere, nici... Bun venit în România, ce pot spune? Mă dau din capă ritmul de la melodia asta. Hai să vedem unde ne trimite. Oooo, ce mai mașină! Hai, dă-mi cu să o conduc. Pot să o conduc? Pot să o conduc? Get a cop car. Atunci o să aștept să apare una. Să apare una. Că în general acestea apar așa de brusc. N-apar. Să caut o mașină de poliție atunci. Ce nu e. Aș putea să fac în așa fel să iau wanted, să vină poliție pe mine, dar nu se merită. A crezut că e de poliție, nu e. Păi da, o mașină de poliție, nu e prin zonă pe aici? Care să patruleze prin cartier pe aici. Crezi că e mașină poliție? Get a cop car, da, dar nu găsești nicio mașină poliție. Ra ra da na 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 na. Hai mă, n-apar nicio mașină pe aici. Trebuie să mă duc atunci mai prin centru, că na, mai multe mașini și poate apare și... A, și mașini de poliție sunt zona acolo unde are... Unde avem spawn point-ul, safe house-ul... Mi-a dat și mesaj Brucey. Na, why, bla bla bla, delete message, call, așa... Nu s-a atent ce zice acolo, dar mă rog. Hai mă, intersecția asta. Bă, dacă n-ai nevoie, poliție nu apare. Gata, bun. Cred că ne-a fi dat omis niciuna. Cop car, dar niciuna. Eu cu o mână spăimântat, frumos lăpuță. Nu știu, îmi place mișto cu ce mă n-am frumos lăpuță. Auci! Mă, ce m-am bușit cu ăsta. Aici ce că... Ok, aici e spitalul. Poliția n-o fi prin zonă pe aici. Asta n-o fi de poliție, nu e de poliție. Și e spitalul, dar poliția nu-i... Aș putea să stau să...
Așa, bun. Mașină poliție în partea asta. Ești așa de praf că nici cuvântul nu te ridici. Dar stai mă-n pula mea, cum dracu am ajuns aici? Mă cac în fundul curții și mă șterg cu limba ta. Mă tața pe groapa în timp ce mă să-mi face lava. Peisajul e complet de... Bun, deci o mașină prin partea aia. Și eco rupt în dură, fugărind copii la joacă. Stai să văd cum căcat să fac. Ok, ce mă buguisem acolo. Hai să fac să vină așa fel. Ăștia după mine. Să-i fac să mă fugărească. Hai, veniți încoa. Hai mă, vină încoa. Bun. 1, 2, 3. Run! Dum 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 dum. Urcă, urcă, urcă rasa mătii. Aha, v-am luat mașina fraierilor. Luzio, nu, nu cred, nu cred, nu cred, nu cred. Ai bă, serios, frate, serios. Să-i fac pe ăștia toți să vină pe mine să... Nu, 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 nu mă prindeți voi așa ușor. Ma, ca în filmele cu proști aici. Două stele, serios? De fapt, nu trag că iau... Iau wanted și mai mult. Las că am armura și mă ajută. Poate dă de ăla cu mașina peste mine, că-l băgam în pizda, măsi. Bun, hai că... Așa, lose the wanted level. N-o să fie o problemă asta, mai întâi și întâi. Opresc sirena. Vine acum mașina asta de poliție, dar eu o colesc pentru că sunt un șofer excepțional. Deci eu numai mă uit la mașina cu care o să fiu examinat și examinatorul o să-mi dea, instructorul sau mă rog cum se spune, o să-mi dea nota 10 cu de fapt sau cum să o... Nu, hai bă! Aaaa! Du-te, du-te, du-te! Bag, du-te, raza! Hai, bag, du-te! Hai că e bine, bine că am văzut locșorul ăsta, du-te drept, du-te drept. Mi se pare că acum eu trebuie să caut să umblu cu computerul de poliție, ceva genul. Poc, rupe cutia aia. Treci pe aici pe la șina asta de tren. Urcă râpa. Și poate vine trenul acum și mă dilește. Ok. E? Apăse. Stați un pic. Get a cop car. Urcă. E. Așa, bun. Search the police database. Find out Lyle Rivers. Ok. Search most wanted. Cum ai să-l caut? Am și uitat. Lyle, așa. Lyle. Name. Lyle, așa era. Asta, bun. Enter. Ok, și trebuie să mă duc după... Și trebuie să mă duc fix acolo. A, nu merge trenul aici, ok. Bun, hai să vedem unde e căcat. Poți să... Nu mai e nevoie de mașina asta, nu? Că n-are radio. Așa. Hai, dar urcă! Urcă! Urcă râpa! A, nu merge. Nu știu, dar îmi place să mă prostesc în felul ăsta. Să fac ca... Nu știu, ca o pisică călduri sau un animal. Ceva pe acolo. Care... Nu știu, există un animal pe care îl poți auzi că face... În afară de Codrin. Că la Codrin mai auzeam niște sunete de genul ăsta. Spune-mi, Doamne, că acum rulează unei muzicuțele alea noi ca să vi le pot arăta. Du-te, rasa, măi. Hai, bă, frate, nu le bagă și pe alea. Și am dat scanare și astea ca să mi le bage acolo. În, la radio. Mi-a arătat când le-a scanat. Mă rog, hai să mergem aici unde ne trimit ăștia. Așa. Mă, ce-o scânteile alea așa?
sechele, traume, tulburare psihică, spasme, depresie clinică. Am văzut un clip pe pagina lui Eco sau pe profilul lui, nu mai știu unde, în care cânta cu o nepoată de-a lui sau nu mai știu ce era, cu nepoțică, micuță, 8 ani cred că avea sau nu știu, sper că nu o greșesc, și cânta cu nepoțica lui, melodia asta. Dar știa versurile ca numai nepoțică sa. Nu se încurca în versuri, nu nimic. La ultima strofă a cam dat cu băta în baltă și ia să facem o intrare în stil mare. Stai mă, nu pot să... Puc! Noi așa intrăm cu shotgun în clădire. Stă se pișe, ce faci? Trebuie să-l fugărez pe ăsta, băgam ia-și o toată pula. Bun. Stai mă. CVC-ul nu pot să mă duc. Aici, așa, nu pot să mă duc. Că cam așa că trebuie să ies din nou afară. Sper să se schimbe cu melodia aia pe care vreau să o aud. Să vor ca... A, uite, aveam un... A, mă, și aveam sentinelul aici. Nu mai sau să le iau Mercura Blasta. Ce căca, bă, site-ul de matrimoniale, ce zic ăștia acolo la radio? Really, nigga? Ai, de... Mi-a stric... Ăla o fi Empire State Building. Nu, nu așa arată Empire State Building-ul. Zice, de ce va explosie? Cred că zice de ce o bubuit acolo. Da, zice de un garaj, da, unde am dus tirul ăla. Big boom, da, ce a fost? Un big boom. Un mare boom. Astăzi se pare că mă descurc bine cu engleza, în alte zile sunt total paralel. A, dar abia se mișc. Uite și tu viteză ce are ăla. Doamne, trebuia să fi luat sentinelul ăla. Baia, muci l-o buji pe ăla. Noi am nimerit roata. Dar numai pe lângă roata îi trag. Cred că i-am tras. Opa. Tu taxiu, meti. Băgă-mi ia și pula în măsa. Morții și răniții. Hai, shift. Tu răzrab, du-te bă, băga și butoaie. Asta zici că sunt, sunt din CS Sursa, din Half-Life 2. De ce am crezut că asta era o muzicuță? Și când zic muzicuță, mai fi una din piesele pe care le-am băgat la radio. Ma, dar multul mai fugăresc pe asta. Bine că mi-l arată aici pe radar, GPS, ce căcat o fică, nu mai găseam. Ce l-am delit? Boom! Stai că mai bubuie odată și o mașină, că vreau să văd cum bubuie și asta. Boom! A, așa mai merge. Dar ce pe muzicuță așa liniștită trebuie să fie explozia? Trebuia să-i fost pe... Aoleu, ce mă vait că nu... Rasa mătic am la Wanted. Dă-te drept. Hai că oprez radio că nu vine muzica ce-mi place mie. Ok. Bă. Hai să mai fur o mașină că nu știu. Este cam scurt episodul. Sau să mai fac un... Ce dracu zici să fur mașină? Hai să vedem care e mai aproape. Ce misiune mai aproape. Deci eu sunt undeva la mama dracului. Și o trebuie să mă duc la Tasu. Am mai aici deci... Brucey și ăsta cum îl cheamă, Dimitri. Hai să mergi la Dumitru sau la... Hai să terminăm atât misiunea pe ăsta cu numele său de homosexual, tut în cur de soartă. Mai bine mă duceam la cafe internet să mai fur o mașină. Ba, pula, sincer. Ok. M-am dus ca în pulă, din nou. Red. Options, call. Și
citesc acum toate mesajele astea. Așa. Stai că mai am un mesaj parcă. Menu. Phone book message. We need to talk. We want to... Asta e, asta de... Astea fac parte de la misiuni. Bun. Încotro să merg că nici nu știu. GPS-ul ăsta e handicapat. Ai de... Uite și tu când mă pune să mă învârt. Deci stai că nu ți-e... Trebuia să merg pe drumul ăla pe jos. Știi că trebuie să mă întorc, mâncați ești talentul tău. Ceva? Eu o să distrug GPS-ul, n-o să mă iau după el și o să sar așa. Auci. Măcar am mai scurtat din drum, presupun. Ai, oprește, oprește, du-te, du-te. Aole, hai da. Bă, băiatul, pș, pș, pș. Bă, oprește, oprește, pș, opre. Mai primim un mesaj, bă, dacă tot mene dă mesaj. Nu mă claxona, eu nu-s claxonabil. Așa, bun. Ne zice de misiune, probabil, cine știe. Hai, dă-te, dă-te, fă jos. Hop. Spune că acum pornești unele melodiile alea, că dacă nu... Eu acum aici trebuie să-mi pici una din alea, vreo 2-3 melodii câte am băgat. Nici acum nu s-a terminat asta. Să-i zic lui primarul de aici, de la mine stat, când face ziua comune, să-l cheme pe Eco și pe Codrin și pe Sesu să cânte. Ar fi ceva. Dar e nasol că ăștia de aici nu știu pe Codrin și pe Eco și... De fapt știu câțiva copii, pe ăștia mai de seamă cu mine. Dar în rest nu. Și o să vină doar prunci. De fapt ar fi bine doar să vină la bazuca, pentru că ar veni numai de ăștia de seamă cu mine și poate vin și gagi și ceva pe acolo. Dar având în vedere că la mine 80% din populație este reprezentată de babe, văduve și boșorăși bețivi, da. Bă, în satul ăsta ar merge să mă fac gigolo pentru babe, că am, aș avea destule cliente. De nasul că asta aici o pensie mici, 3-4 milioane, ce și-au alea pâine și plătesc curentul, cam aia sunt toți banilor, deci eventual să mă șantajeze cu ceapă, ba, ceapă, merea, ceapă, babă, murături, mă ligă. Nu pot să mă bag prin, pe lângă gardul ăsta, se pare că nu. Aaa, nu pot să rup. Îmi place că dacă te pui pe un hidrant ăsta în care țâșnește apa, se te ridică un pic și mașina. Hai, bagă viteză odată. Ce misiune ne dă? Hai să vedem. Iar bulangiul ăsta care face sală. Suși pula, nu niciun antrenat. Tu suși pula acolo și taci. Ia. Go to Yorktown Ave. Ăsta sigur era la 5 miliarde de mile de... Aia aproape. Cred că mă pune să mă duc la mama dracu sus acolo. Bine, dracu nu-i sus, e jos. Dumnezeu e sus. A, da, bă, aici l-am delete pe Vlad. Dacă vă țineți aminte. Pe Vlăduț și Mitic era tot. O, motocicletă, vreau motocicletă, vreau motocicleta. Vino înapoi, vino înapoi. Hai, du-te, du-te. Hai, du-te, du-te, du-te. Nu o să stricăm gloanțele de Uzi. O să mă duc așa ușor pe lângă el, ceva gen. Hai, salut, bro, ce faci? Ce-ți mai faci? Auzi, băiatul, psst, băiatul. Vreau un Pokémon, nu? Du-te, dracu, atunci. Poc! Fix între ochii am dat. Așa, merge liniștiți de parc, s-ar fi întâmplat nimic. Stai, 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 așa. Cu mâna goală așa să, sau cu șorganul pe stradă, trebuia să fi umblat cu șorganul așa se vadă, mă rog, haide. Ne urcăm frumos pe motor. Ia, haide mă, s-a serios, frate, se... Vreau și o să pice una din melodii. Am băgat și niște melodii rock, fără copera și nu-mi pică. I-am dat și scanare, i-am și încep să mă bulbăi. Am și oprit jocul și nu are pornici degeaba. Dar totuși nu s-au repetat astea de la bazuca, deci poate apare. Aaa, dar stai mă că sunt puse alea în ordine.
Asta cum se cheamă ADHD? Sper să... Se pare că e printre ultimele din playlist de acolo. Hai, du-te. Da, îți faine și astea. ADHD, ADHD. ADHD, ADHD. 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 Hai să luăm mașina asta. Pare a fi un sentinel. Nu-i sentinel. Oracle. Oracol. Juicing. Îmi amintesc de o fază cu Juicy. Era Bogdan cu un văr, parcă, sau cu un prieten, dar s-o cu mașina și a trecut, și-a trecut pe lângă niște o babă, pe lângă o babă în ștrampi sau dres sau mă rog, cum s-o zice. Și țipau ăștia din mașină, au sos ca o pe gea și țipau la baba aia în dres. Juicy! Și da, mi-a rămas în minte. Nu! Bine că nu te răstorn cu mașina ca în GTA San Andreas, că beleam pula. Cărulesc pe AMD. Și s-a blocat jocul. Mulțumesc mult. Mulțumesc. Te iubesc, GTA 4. Ești cel mai bun joc optimizat vreodată. Și a revenit bun. Dă-te rasa, mă, Titu. Să mor tu că... Alai, mă, în sfârșit, în sfârșit, ceva ce să-mi placă și mie. Muci, l-am dilui pe ăla. Du-te, dracu. Ce vrei, mă, ia și tu gloanțe. Hai, da. Ma, da, aveam și una mai. Bă, nu. Hai că ăștia mă enervează. Băgam iaș. Dă shotgun-ul. Dă shotgun-ul, băgam iaș. Poc! Încă unul. Poc! Hai, mă, care dă... Ia și tu gloanțe, du-te, dracu. Care mai vrea? Care trage, băgam iaș? Stai că bubuie. Aoleu, bubuie! Bubuie! Du-te, dracu, și tu. Așa. Urcă în rasa mătii. A tine. Ce lejeri suntem. Noi cântăm aici că suntem urmezi de... Zău. Bă, nu merge pe mijlocul șosele, că nu-i frumos. Vezi, ți-ai pierdut și banii. Ți-ai scăpat banii. Du-te și ție. Dacă ploaia s-ar opri și din cer n-o să mai... Cadă lacrimi, stelea răsări. Sunt afon, știu, dar nu mă pot abține, am chef să cânt și eu ceva. Supărat sunt, Doamne, iar stau în cârciumă să-mi nec amarul. Beau și te aștept. Nu, că dacă încep să lungesc o silabă, chiar că devin, chiar că zici că s-o pisică în călduri cum fac. Încet. Nimă curvă, dă, trage după ea. Mamă, sprăji de tot acum. Seara, se pare. Mai filmezi GTA 4, că am chef să filmezi GTA 4 și pot să fiu prăjit pe ăsta. Să te întorci din nou la mine. Pul tău. Ochii tăi mi-e dor. Gata, nu mai cânt, ajunge deja. Am rămas cu jumătate din numărul de abonați. Și așa, activ doar doar 50% și se mai uită la videoclipuri doar jumate în ei, nu știu. Am încercat să zic chestia lui Codin, ceva gen, am jumătate de creș și merge 50%. Dar e frumos, e un soare afară așa, un apus și se aude asta cum câte de că ploaie. Mă uit și întuneric s-a făcut în garaj acolo. Sper că ești mulțumit. Ce frumos s-aude pe fundal, nu știu dacă s-aude și pe filmare, că s-aude mai încet jocul decât vocea mea. Dar pe fundal s-aude cum cântă Cargo în continuare. Cum răsună în garaj pline. Bă, aspectul ăsta chiar îmi place, deci e... Se vede că s-a muncit la jocul ăsta. Mamă, câți bani! A, stai, aia pe care i-am primit, stai de jos, nu aia de sus, băga mea și... Mi-am luat țeapă. Se aude din interior de acolo cum cântă.
Mă rog, hai că eu închei aici acest episod. Mai filmez unul ca în chef. O să postez săptămâna asta mai mult GTA 4, cred. Mă rog, săptămâna viitoare, dacă îmi vedeți voi clipul, pula mea. Bun, hai că eu vă las aici. Sper că v-a plăcut vechea poveste. Dați câte un cap în gură butonelor de mai jos. Vă urez o săptămână bună, marți, miercuri, joi, ce-o fi, nu știu. Vine moșul pe la noi. A, da, bă, mai o lună și vine Crăciunul. Frumos, hai că eu v-am lăsat. Ciao, les!